dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. Întâlnirea dispoziției articolul 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, în legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, rectificată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 19 decembrie 2017, orele 13, la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru trimestrul 4, anul 2017, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierei anuale a bunurilor aparținând domeniului public și privat al OAT Bucium, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru Consiliul Local din cadrul Consiliului Local Bucium, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 9 diverse. Domnul președinte. Bună ziua. Supunem la vot ordinea de zi. Este pentru. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri? Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 1 după ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 4 la anul 2017. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi să dezbateți dumneavoastră se referă la suma totală de 24,9 lei, care este compusă din 7,9 lei repartizați Comunei Bucium prin adresa numărul 21844 din 18-12-2017 de Consiliul Județean Bacău și 17 lei repartizată prin adresa numărul 2966 din 7-12-2017, diminuare cu 1.000 lei de la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale și suplimentarea cu 18.000 lei la sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale. Aceste partiții de sume influențează bugetul local al Comunei Bucium la structura secțiunii de funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, unde am propus următoarele. Suma de 11,19.000 lei a fost repartizată pentru autorități publice bunuri și servicii pentru plata cotizației ca membru asociat în GAL Valea Trotușului pentru anul 2017. Suma de 10.000 lei pentru a asigura transferurile plății de la protecția copilului pentru luna decembrie 2017 și restul rămas neachitat pentru luna noiembrie 2017. Suma de 3.000 lei la protecția de mediu bunuri și servicii pentru plata cheltuieli de salubritate pentru luna decembrie 2017. Aceasta este propunerea din cuprinsul proiectului de hotărâre pe care rog să-l analizați și aprobați. Domnul președinte. Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de Buget, domnul Tudor. Această rectificare pe ultima sută de metri, clinica, nu ca o salvare pentru bugetul nostru local, dar banii sunt foarte puțini alocați și au fost repartizați, considerăm noi, judicios, având în vedere că și pe luna decembrie i-am putut folosi să achităm taxa de salubritate. Avizul comisiei este favorabil. Deci de acord cu rectificările și cu întrebuințarea banilor de către domnul primar, adică propunerea domnului primar, unde să fie folosiți bani. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu, supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este de acord? Cine este? Obțineți? Deci, dăm cuvântul domnului primar pentru care ne expune punctul 2, ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Doamnă și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2544 din 29-11-2017, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești.
Din documentul mai sus precizat se arată că acest demers este motivat de adoptarea de către Consiliul Local al orașului Drămânești a hotărârii numărul 69/2015, a hotărârii numărul 30/2016 și a hotărârii numărul 15/2017, prin care autoritatea deliberativă a aprobat alte tarife, taxe tarife pentru gestionarea serviciului de salubrizare la nivelul acestei unități administrative teritoriale, decât cele prevăzute în planul anual de evoluție al taxelor și tarifelor, anexa numărul 1 și 4 la contractul de finanțare. Se mai precizează că planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor a fost aprobat de către toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, inclusiv de orașul Drămânești, prin hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 2010. Totodată, prin aprobarea hotărârii numărul 15/2017, sunt încălcate prevederile articolului 13 alineatul 1, punctul 9 și punctul 10 al articolului 18 din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 06/05/2015, cu modificări și completările ulterioare, tariful stabilit în quantum de 266,40 lei tonă. Prin această linie respectăm prevederile anexei numărul 6 din contractul de delegare, care prevede un tarif de 317,73 lei tonă. De asemenea, se arată că în ciuda eforturilor depuse atât de reprezentanții Consiliului Județean cât și de reprezentanții ADIS, această situație nu a putut fi rezolvată, lucru care a generat o serie de consecințe economice cu efect asupra echilibrului economico-financiar al contractului de delegare. Urmările acestei stări, de fapt, au repercursiuni majore asupra tuturor cetățenilor județului Bacău, operatorul notificând delegatarul cu privire la rezilierea contractului. În considerare cu celor expuse, singura opțiune rămasă pentru rezolvarea acestei probleme este expulzarea din asociația de a orașul Drămânești și pe care, de consecință, modificarea contractului de delegare, atât cel existent cât și cel viitor, în acest sens. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, prevede la aliniatul 6, litera A, punctul 14 al articolului 36, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, gaze naturale, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local după caz. Iar în conformitate cu aliniatul 7, litera C, al acelorși articol, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale al autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. Pentru aceste considerente, rog analizarea situației prezentate și aprobarea proiectului de hotărâre. Aici este vorba despre orașul Drămânești, în 2010. Dar pe semnă, se poate și o piță. Da? În 2010, tot, eu am prins că am fost primar, am dat niște, și mai sunt și consilieri, care am dat niște hotărâri, în care au dat și orașul Drămânești, același hotărâri pentru tarifii, și pe urmă e singurul care s-au întors. Și au dat alte hotărâri cu niște tarife mai mici. Cu niște tarife mai mici. Pentru această situație, ADIS-ul, plus că mai au și, i-au plătit la tariful care au hotărât ei. Au făcut daune asociației, făcând daune asociației, asociația nu poate să plătească Rompresto, sunt niște datorii de vreo 7 milioane de lei. Nu numai ei, mai sunt comune și orașe care nu și-au achitat salubrizarea. De aia am primit de la ADIS pentru excluderea orașului Drămânești. Domnule președinte, dau cuvântul doamnei președinte Comisiei Județene, doamna Moldoveanu. Da, în urma studierii materialului prezentat pe proiectul numărul 2, membrii comisiei au avizat numărul. Supunem la vot cine este pentru. Dacă mai e dorea cineva să ia cuvântul. Deci, nu știu dacă ceilalți consilieri au urmărit, sunt fericitul urmăritor a unui interviu dat de către președintele asociației, ADIS, despre situația existentă la ora actuală în județ. Nu este numai cazul Drămâneștiului, mai sunt cazuri la Moinești, la Comănești și încă vreo 4-5 comune, care, exact, în aceeași situație, la Moinești este situația mai gravă, se pare, întrucât au încheiat contract
cu vechea firmă care deservea Moineștiu, au mult înăuntru. Explica domnul Zeto, că președintele asociației, că suntem în situația de Uniunea Europeană, Comisia Europeană, am declarat situația de infringement, asta înseamnă mai pe românește falsificare, chiar așa. Să dăm bani înapoi. Iar dacă se ajunge la un proces în Comisia Europeană, are și Comisia Europeană are și această curte de, curte de judecată unde hotărârile sunt clare. Se ajunge de a se dă bani înapoi. Culmea e că nu o să dea bani înapoi, nu mai Mănești, nu dar Mănești, nu știu ce. O să-i dăm toți înapoi. Și e vorba de 40 de milioane de euro. De aceea făcea un apel domnul președinte de Zeto că se va lua, într-adevăr, spunea că se va lua o hotărâre în sensul acesta. Ăsta cred că este și primul caz, este ca și exemplu, dar eu sunt sigur că vor mai fi și alte comune care vor face aceeași lucru. De asemenea, ei nu că nu au strâns banii de la oameni, au modificat taxa care au fost de acord în 2010. Dacă am hotărât atunci că trebuie să plătim 40 lei pe metru, ce facem? Ne întoarcem așa cum vrem. În baza la tarifele cele și la taxele care s-au aprobat, Romvestul sau orice societate care câștiga și-au făcut un caiet de sacen în care și-au cumpărat mașini. Oamenii s-au împrumutat ca să cumpere. S-au împrumutat de bani în bănci și acum nu avem bani să plătim. Și ei au rate la bănci, nu știu ce banca te se putem să discute. Și cazul Dărmăneștiul, asta tocmai vreau să arăt, că nu este singular. Moineștiul este pe primul loc, numai că e o neînțelegere, e vorba și de puțină politică aici, s-au mai băgat și intervenții politice, având în vedere că fostul primar al Moineștiului este acum ministru cu relația cu Parlamentul, domnul Ilie. N-are nicio treabă. Se pare că acolo este, ei au un sprijin, așa cred ei. Dar să sperăm că nu va fi nevoie. La noi, deocamdată, ați văzut că domnul primarul a deja hotărârea la loci la fiecare deja plata totdeauna pe centru acestor servicii ca să nu avem niciun fel de probleme. Mulțumim pentru informații suplimentare, domnul Tudor. Proiectul numărul 2 după ordine de zi fiind aprobat, trecem la adică a fost supus la vot. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 3 după ordine de zi. Raport din situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public al și domeniului privat al UAT Bucium și necesitatea de aprobare a inventarierii anuale a acestora. Doamne și domnule consilier, în conformitate cu prevederea articolului 122 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare, toate bunurile aparținând unității administrative teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. De asemenea, în același articol se precizează că primarul va prezenta anual un raport cu privire la situația gestionării bunurilor. Motivat de cele menționate, doresc să vă aduc la cunoștință următoarele informații. În privința bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium și care au fost nominalizate în anexa 1 la proiectul de hotărâre, pot spune că în anul 2017 s-a definitivat măsurătoarea topocadastrală la toate drumurile din Comuna Bucium. Despre acest aspect v-am informat cu ocazia supunerii spre analiză și aprobare a proiectului de hotărâre referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium. După efectuarea măsurătorilor topul cadastrale s-a procedat la înscrierea la acestora în cartea funciară, respectiv în evidențele contabile. În privința gestionării acestor bunuri nu am avea prea multe de spus decât cu privire la DC-124, care este asfaltat și a cărui stare bună a fost întreținută de la an la an. Fiind vorba de domeniul public, cum este firesc, avem înregistrate și clădirile școlilor și sediului primăriei și terenul aferentului, asupra cărora nu s-au înregistrat deocamdată nicio deteriorare. Cu atât mai mult, școala Răcăuț este reabilitată relativ recent, iar pentru sediul primăriei s-a efectuat renovare chiar în cursul anului 2017. De asemenea, tot în domeniul public al Comunei Bucium se regăsesc înregistrate și o serie de obiective de investiție, lucrări la rețeaua de alimentare cu apă, instalații de comandă și semnalizare, construcțiile aferentelor acestor obiective și terenurile aferente, extinderea la rețeaua de energie electrică, amenajări de mini-terenuri de fotbal, împrejmuiri la sediul primăriei și căminuri culturale și despre care consider că au fost administrate și gestionate corespunzător. În privința bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Bucium,
Aici au fost înregistrate alte bunuri care, prin natură și destinația lor, nu fac parte din categoria bunurilor domeniul public. Astfel, printre aceste bunuri le găsim magazinele de la școli, împrejurarea de la școala Bucium, grupurile sanitare, programele informatice achiziționate pentru buna desfășurare a activității, stațiile de autobuz, mijloacele de transport de la primărie, buldoi, excavatorul, bunurile existente pe spațiul de joacă, calculatoarele și toate echipamentele și piesele de mobilier din primărie. Deocamdată toate aceste bunuri sunt în stare corespunzătoare de funcționare, iar anual voi prezenta un raport în care voi spune punctual ieșirile și intrările din inventar. Având în vedere cele expuse mai sus, rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre cu cele două anexe. Anexele sper că le-ați văzut, le-ați citit. Domn președinte. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia Județică, doamna Moldovean, aveți cuvântul. Toate bunurile și toate lucrările s-au realizat conform legii. Membrii Comisiei au fost de acord și au aprobat favorabil. Dacă mai să te scrie la cuvânt, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 4 după ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnule consilieri, în vederea aducerii la îndeplinirea măsurii trasate de reprezentanți instituției prefectului județul Bacău prin raportul de control numărul 18.049 din 29.09.2017, am inițiat prezentul proiect de hotărâre referitor la aprobarea statutului Comunei Bucium, județul Bacău. Ca temei legal pentru inițierea proiectului de hotărâre aduc la cunoștință dispozițiile prevederilor articolului 45 alineatul 6 din legea numărul 215/2001 Administrației Publice Locale, republicată cu modificări și completările ulterioare, prin care îmi exprim inițiativa de promovare a acestor și mai ales a dispozițiilor articolul 36 alineatul 2 litera A și 36 alineatul 3 din același act normativ în care se prevede atribuția exclusivă a Consiliului Local de a aproba statutul comunei. De asemenea, există în vigoare ordonanța Guvernului României numărul 53/2002 privind statutul cadru al unității administrative teritoriale aprobat prin legea numărul 96/2003. Proiectul de hotărâre conține în anexa statutului Comunei Bucium, care este structurat pe 6 capitole. În capitolul 1, principii generale, a fost definită Comuna Bucium și prezentarea generală a acesteia, făcându-se referire la situarea în județ, suprafața, clima, prin atestarea documentară și traseul acesteia de-a lungul timpului, principiile generale pe baza căror funcționează cooperarea cu alte asociații legal constituite, autonomie locală, descentralizare, legalitate, responsabilitate, solidaritate. În capitolul 2 este prezentată administrația publică al Comunei Bucium, structurată pe cele două laturi, deliberativă, Consiliul Local și executivă, primar și viceprimar, fiind cuprinsă și atribuțiile acestora. De asemenea, mai sunt cuprinse și dispozițiile referitoare la aparatul de specialitate al primarului comunei, principiile generale de organizare și funcționare ale instituțiilor publice de interes local, ale serviciilor publice locale, legile aplicabile în comunitatea locală, proprietatea bunurilor aparținând comunei, finanțele publice locale și achizițiile și lucrările publice. În capitolul 3 se face referire la principiile generale de baza cărora este organizată educația, viața spirituală și cultura comunității. În capitolul 4 conține informații cu privire la munca, sănătate, protecția populației și solidaritate umană. În capitolul 5 se face referire la drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, pornind de la cele prevăzute în Constituția României. Întrucât consider oportună și necesară analiza acestui proiect de hotărâre, rog dezbaterea și adoptarea unei hotărâri. Sper, cred că l-ați citit toți, ați avut timp să citiți și statutul. Domnule președinte, continuăm. Domnule președinte la Comisia Buget, domnule Tudor, aveți cuvântul. Privitor la statut. Comunii Bucium, Comisia de Buget Finanțe nu are ce observații să facă, pentru că statutul este foarte bine structurat. Chiar am aflat noutăți citindu-l și nu avem ce adăugi să facem la acest statut sau îmbunătățiri, pentru că considerăm că au fost cuprinse cam toate problemele. Oricum, este un material foarte vast și conținut interesant. Cine nu l-a citit de la cap, poate am pierdut și bine să citească ca să știe mai mult despre această comună. Avizul favorabil la comisie. Mulțumim. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul este aprobat. Dăm cuvântul domnului primar să ne expună punctul 5 după ordinea de zi.
Expunere de motive. Privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre inițiat și propus a fi dezbătut în ședința ordinară a Consiliului Local Bucium din această lună are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Argumentul inițierea acestui proiect de hotărâre a fost adus la cunoștință și propus prin referatul numărul 5173 din 22.11.2017 întocmit de biroul buget, contabilitate, venituri, achiziții publice și de modificare adusă legii numărul 227/2015 privind aprobarea codului fiscal prin ordonanța de urgență numărul 79/2017. De asemenea, vreau să mai precizez faptul că, deși de la înființarea Comunei Bucium, nu am majorat niciodată impozitul și taxele locale, de data asta am fost nevoit să propun o majorare de 10% la toate impozitele și taxele pentru Comuna Bucium. Propunerile pentru anul 2018 sunt prevăzute în anexă la proiectul de hotărâre, drept pentru care nu voi mai face referire încă o dată la cuantumul impozitului și taxelor propuse. Vă voi da câteva exemple din care rezultă diferența dintre impozitele în anul 2017 și cele propuse pentru anul 2018. Teren arabil între Atlant, zona A, Răcăuț, zona B, Bucium, de la 28 de lei la 31 de lei în 2000. Nu e mare diferență, la 31 de lei. Zona B, Bucium, 21 de lei, 23 în 2018. Terenul Pășune, zona A, Răcăuț, 21 la 23, zona B, Bucium, de la 19 la 21 de lei. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3, de la 72 de lei la 79 de lei. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 și 3300 cm3, de la 144 la 159 în 2018. Valorile impozabile în funcție de care se calculează impozitul pe clădiri. Clădiri cu pereți exterior din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălături sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și sau chimic fără instalații de apă, canalizare, de la 200 la 220 de lei. Clădirea anexă cu pereți exterior din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălături, ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și sau chimic, fără instalații de apă, canalizare, de la 175 la 193 de lei. Având în vedere aceste argumente, rog să analizați și să aprobați impozitele și taxele locale pentru anul 2018. Domnule președinte, după cum știți, și am zis și aici, în expunere, din 2005 n-am mărit niciodată impozitul nici cu un leu. Pentru anul 2018, fiindcă nu știm ce bani o să vină, dacă o să avem bani de salarii, dacă o să mai avem bani de investiții, la confinanțare la investiții. De investiții, nu cred că o să mai avem anul care l-am avut în 2017. Am mărit cu 10%, pentru noi poate n-ar fi mult. Dar sunt oameni, sunt cetățeni în Comuna Bucium, foarte necălăți. Sunt unii care nu și-au plătit nici pe cele care le aveau. Sunt unii. Greu platnici. Răi platnici. Dar asta e situația. Ca să cerem bani, trebuie să mai adăugăm și noi. Dacă vede că nu adăugăm, înseamnă că avem bani. Și de ce mai cerem? Domnul președinte, dau cuvântul domnului președinte de Comisia de Buget, domnul Tudor. Vreau să vă relatez că ieri am auzit pe primul ministru prezentând bugetul României în Parlamentul României. E din ceea ce a prezentat, printre altele, primul ministru, domnul Bose, a reiterat o nouă metodă de a se aloca bani către bugetele locale. Și această metodă este prin alocarea unei sume de 7.500 de lei pentru fiecare locuitor al urbii respectiv. De aici se va pleca. Asta este cuvântul un coeficient primului ministru. Deci,
dă 7.500, asta înseamnă 75 milioane, se socotește, se muncește cu... Banii care vin la bugetele locale vin din mai multe părți, deci vin din cota parte de TVA, iar la ora actuală, încă nu este sigură, până acum se primeau 70 din taxele locale, se duceau la guvern 100% și reveneau înapoi în proporție de 31%. Toți primarii din această țară au promisiunea sau au cerut ca banii rezultați din strângerea taxelor locale să revină comunității în proporție de 100%. Chiar îl auzeam pe un primar care e mai cunoscut, pe domnul Pandele de la Voluntar, chiar susținea această chestie. Care cred că este foarte bună. Deci dacă taxele locale de aici se întoarcă aici. Primul ministru spunea că va aloca fiecare locuitor 75, acum cum o fi? Asta este una. Tot legat de acestea, cum spunea domnul primar, dacă vom avea bani de salarii sau asta, nu cred că se va pune problema, întrucât la nivel de țară s-au făcut, s-au luat câteva măsuri. Prima măsură este reducerea cheltuielilor cu 10%. Ceea ce înseamnă că nimeni, nicio UAT, nu va avea voie, niciun minister absolut la tot ce există buget, să achiziționeze mobilier sau autoturisme în anul 2018. De aceea zic că o mărire cu 10% a acestor taxe la nivelul nostru, când noi nu am mărit din 2005, vorba domnul primar, și ați văzut, sumele sunt mici, nu mai e 20 lei, 10 lei, 2 lei, sunt sume foarte mici, dar adunat leu cu leu, va da totuși în final o sumă, dar nu cred eu că după aprobarea bugetului, când vom discuta bugetul, după ce se va aproba bugetul la nivel național, atunci vom ști mult mai bine cum stăm cu banii. Deocamdată, 10% este propunerea domnului primar, eu aș fi mers până la 15%, dar dacă așa o considera domnul primar și cum membrii comisiei au considerat că este bine 10%, pentru că va fi nevoie în anul care vine pentru cofinanțări la proiect. Ei, și dacă nu avem bani ăștia, de unde se folosim? De unde se face? Păi o să vină să treabă, bă, până ați tras apă și plan pe ulița mea, fără, că de unde? Că atâta este. Și mai ales că sunt și rău platici, care n-au plătit. Că banii ăștia nu se duc așa. Să sperăm, deci speranța moare ultima, să sperăm că se va potări la nivelul primului ministru, la nivelul guvernului, că banii rezultați din taxele locale vor rămâne 100% la bugetul. Asta fără să se scade, fără să se scade cotă parte din TVA. Măcar la nivelul anului respectiv. Avizul comisiei este pentru 10%. Da, mulțumim. Dacă mai sunt înscrieri la vot, dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abține. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 6 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul? Expunere din motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2018. Doamnelor și domnilor, domnul consilier, proiectul de hotărâre referitor la stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2018 a fost inițiat ca urmare a solicitării oficiale transmisă de ADIS Bacău, prin care ne informează cu privire la cuantumul taxei de salubritate pentru anul 2018 la suma de 4,07 lei persoană lună. După cum știți, în ianuarie 2017 s-a aprobat taxa de salubritate pentru acest an în cuantum de 3,86 lei lună persoană fizică, conform planului tarifar stabilit și comunicat de către ADIS. Pentru anul 2018, conform acelorași plan tarifar, taxa de salubritate pentru mediul rural a fost stabilită la 4,07 lei persoană lună. Întrucât facem parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS, și am aprobat delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare către operatorul câștigător, da. Operatorul câștigător al licitației organizate de ADIS, cuantumul taxei de salubritate ne este impus și trebuie să-l aprobăm. Pentru aceste considerente, rog analizarea proiectului de hotărâre și a documentului justificativ și aprobarea acestuia în formă prezentată. Aici ce am aprobat în 2010. Am intrat în voră,
Jucă. Mergem mai departe. Nu, nu e care de dată înapoi. Și nu s-a mărit cu mult, de la 3,86. 21 de bani. Da, 21 de bani. Vine și ți-a cu noi în fața porții, de 4 ori pe lună, în fiecare marți. Domnule președinte. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia Buget, domnul Tudor, aveți. Ceea ce discutam mai devreme, cu cazul Dărmănești, nu știu ce, nu e cazul nostru. Suntem oameni servoși. Domnul primar, președinte Garanție, este membru adis în Consiliul de Administrație. Ceea ce am votat rămâne stabilit așa cum s-a votat. Până în 2020, parcă, ne vom duce și avem prețurile stabilite până în 2020, prin anexa respectivă la contractul anterior. N-are rost să discutăm și iar serviciile pe care le fac rompresc câștigătorul licitației. Eu zic că populația este mulțumită pentru că hai să-l luăm pe aia dreaptă. Ce-a fi făcut gunoiul ăla care îl strângă? Că-s două mașini care s-a adunat. Ce-s mulți ducea gunoiul ăla? 50 și ceva de tone, da. 40 și ceva. Unde se ducea gunoiul ăla? 70 și ceva problema. Da, bă, ce fac gunoiul? Comprimat. Dacă ar fi trebuit să-și ar fi toată bunul ăla. Da, de la Monești la Bucea, la mai gunoi pe stânga și pe dreapta. Deci nu există niciun fel de impediment, suntem de acord, comisia a stabilit clar. Reluăm votul, dar ceea ce am votat inițial, când s-am încheiat contractul cu câștigătorul licitație și cu ADIS-ul, deci aviz favorabil. 4,07. Da, mulțumim, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt. Și așa trebuie să explicăm și oamenilor de sat, dacă cineva să fie cu este un serviciu care țin civilizație. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 7 după ordinea de zi. Expunere de motive privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierul local, cu începere de la data de 1.01.2018. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru analiză în această ședință a fost determinat de apariția modificării cuantumului salariului minim brut pe țară de la 1450 lei la 1900 lei, cu începere de la data de 1 ianuarie 2018. Această modificare a adus implicit la majorarea indemnizației pentru primarul comunei și care constituie bază de calcul și pentru indemnizația consilierilor locali. În conformitate cu prevederea articolului 34 din legea 392/393 iar 2004, privind statutul aleșilor locali, modificat prin legea salarizării unice în sistemul bugetar, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participare la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Pornind de la referatul prezentat de secretarul comunei stat la numărul 5405 din 7-12-2017, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus ca indemnizația consilierilor locali pentru participare la lucrările ședinței Consiliul Local și lucrărilor ședințelor pe comisii de specialitate să fie în cuantum de 10% din indemnizația primarului, cel puțin până la data de 1 iulie 2018. Funcții de veniturile care vor fi la bugetul local în anul 2018, ulterior, voi veni cu alte propunere dacă va fi cazul. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Da, mulțumim. Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia de Buget, domnul Tudor. Aveți cuvântul. Deci, numai în iulie anul trecut am votat această diferență, cum să spun eu, un procent de 10%. Deci, vedeți, guvernul a venit cu o altă ordonanță de urgență prin care stabilește ceva unic în lume. Deci, nicăieri în lume nu există ca un angajator să nu plătească, ci să plătească totul numai angajat. Deci suntem pionieri în acest lucru. Având în vedere că salariul minim s-a ridicat la 1900, iar indemnizația domnului primar 1900 mulțit cu 4,5, care era procentul pentru comuna respectivă, pentru comuna noastră, la numărul locuitor stabilit, s-a schimbat suma la care s-a aplicat cei 10%. Acum se va aplica această sumă la 10%, la 4,5-1900, undeva pe la 8.000 și ceva. Într-adevăr, doamna secretară spune că până în iulie suntem siguri că nu, eu spun până în iulie.
până iulie. Dacă mai sunt bani, eu cred că mergem mai departe. Nu cred că vom merge mai departe, că trebuie să găsească și să vor găsi bani. Pentru că așa se spunea că... Nu știu care primării spuneau că nu o să mai aibă bani, că n-au bani. Uite că nu a rămas nicio primărie pe teritoriul României. Domnul Tudor am văzut primării curată pe el, la televizor. Da, e nebun. Da. Da, pe ăla e nebun. Nu m-au. Și el și Consiliul Local. Nu mai putem trafie în pale mea. Dar ăla înseamnă că l-o ales degeaba. De. Ce-o cu bani? Pare să o bilet. Atunci l-a zis el la bani mărunți în comuna respectivă și o să vă informez, poate ședința următoare, care sunt motivele și ce dotări are respectiv. Că am mai văzut primării din astea care tot sute de mii de lei cu spectacole, cu artiști, cu mititei, cu asta și vorba că nu avem bani pentru salaria și pentru consilier. Este o instituție serioasă, suntem o instituție serioasă, Consiliul Local reprezintă și primăria, că sunt două identități diferite, deci de acord și până iunie vom face o altă ședință și vom vota. Dar eu zic că acest procent este și Comisia de Buget Finanțe, membrii comisiei sunt de acord cu cei 10% din demnizață. Domnul președinte, este ce a zis oarbu. Să vedem o zis oarbu. Domnul primar. Deci, dacă e efortul pentru menținerea democrației mi se pare atât de greu de democrația costă așa peste tot, nu numai la noi. Peste tot în lume, democrația costă. Deci nu poate să fie democrație fără Consiliul Local, fără primărie, fără primar, fără asta. Ne vom zbate pentru a asigura, venitul pe așa o să vină mâine când aveți să da la salariați. Păi ăștia muncesc degeaba, am ajuns ca firmele astea care apar peste noapte, azi au bani, mâine au bani, lucrează la negru. Eu consider că primăria și Consiliul Local sunt niște instituții serioase și noi vă avem un frunte pe dumneavoastră și noi suntem siguri că dumneavoastră vă veți descurca. Suntem siguri. Mulțumim. Nu îngrăsați dumneavoastră tocmai pe noi. Mulțumim pentru expunere. Avizul este favorabil. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, cine vrea să cuvântul, dacă nu, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. Proiectul este aprobat. Dau cuvântul domnului primar pentru a le expune punctul numărul 8 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți votul. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului Comunei Buciu. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu a fost inițiat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 79/2017 pentru modificarea și completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal prin care contribuțiile de la asigurări sociale vor trece din sarcina angajatorului în sarcina salariatului cu reținere de către angajator, iar impozitul pe salarii se va diminua de la 16% la 10%. O altă motivație este cea prevăzută de articolul 11 coroborat cu articolul 38 alineatul 3 litera E în legea numărul 153/2017 legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în care se precizează că salariile se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. Calculul salariilor s-a făcut după același principiu, respectarea ierarhiei funcțiilor prevăzută în conținutul legii, prin aplicarea unui coeficient pentru fiecare funcție existentă în raport cu sarcinile și responsabilitățile stabilite din fișa postului, fără a se depăși limita maximă stabilită de 3,5 pentru viceprimarul comunei. Spre deosebire de propunerea din luna iulie 2017, s-au modificat coeficiențele la funcțiile publice de execuție cu studii medici și la funcțiile contractuale de execuție cu studii medici. Modificarea s-a făcut prin creșterea acestor coeficienți. În urma aplicării criteriilor și modificării coeficienților, au rezultat noile cuantumuri care sunt prevăzute în anexă la proiectul de hotărâre, iar la baza stabilirii acestor a stat tocmai ordonanța despre care am făcut vorbire. Mai specific, faptul că nu avem certitudinea că vom avea și sumele necesare pentru plata acestor salarii, întrucât suntem la sfârșit de an și nu avem buget pentru anul 2018. În momentul în care vom aproba bugetul, vom vedea dacă aceste salarii vor fi asigurate până la sfârșitul anului. În caz contrar, vom veni cu alte propuneri în Consiliul Local. Având în vedere cele prezentate, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în această formă.
Aici, domnul consilier, am mai mărit un pic coeficientul. Aveau salarii un pic mai mici și aici l-am mai mărit numai la o parte coeficientul și le s-au mai mărit salariile. Eu zic, care ați văzut anexa, bunișor pentru Comuna Bucium. Domnul președinte. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia Buget. Domnul Tudor, aveți cuvântul? Același lucru ce spuneam la punctul anterior. Faptul că s-a mărit punctul de, adică salariul minim pe economie la 1900, vor fi alte sume care vor fi impozitate. Guvernul a venit și cu ceva nou, a redus de la 16% impozitul pe venit la 10%, tot pentru a se putea plăti asemenea. Rămâne o creștere mică a salariului și așa de la 1, după cum lege salarizării 153, de la 1 ianuarie trebuia mărit salariul cu 25%. Deci, pentru asta acum va acoperi, așa cum spunea și ministra doamna Orbuța, asta va acoperi această trecere la 1450 și trecerea la angajator la angajat. Deci, să dea Dumnezeu și noi credem și avem încredere în domnul primar că se vor găsi bani pentru a plăti salariile celor din salariaților de primărie, pentru că așa este bine și așa este corect. Ai muncit, trebuie și să ați văzut și firmele mari. Au ieșit firme mari cu declarații că vor mări Kauflandul, care este cel mai mare angajator din România. A spus că vor trece la acest... va aplica ordonanța 79. Dacia au ieșit și ei. Ieri s-au luat pe cu aceeași chestii. Vor mări, deci... va trebui. Dar să vor mai găsi cazuri pe aici, pe acolo, până la urmă, unii vor reduce personalul, vor da doi afară și vor rămâne ceilalți și le vor asigura. Dar asta nu este o soluție de cu moment. Așa găsesc ei metoda de a mai scăpa niște oameni care nu puteau să scăpe. Sub nicio formă, că îi dădeam judecată, că știau la tribunale. Dar astea vor fi foarte rar cazuri. Toată lumea va aplica această pionerață, cum am spus, că suntem în această ordonanță de urgență. Avizul favorabil. Oricum, pentru comuna, pentru funcționare. Se întâlnește salarii. Au crescut salariile, deci nu au scăzut. Au scăzut, au crescut comparativ decent bine pentru o comună mică de gradul care l-a venit, da? Poți cădea salariile acolo la firmele particulare care... Eu zic că nemulțumitorului Dumnezeu îi a dat. Unde nu se vor aplica această hotărâre? Pentru că angajatorii au fost... li s-a diminuat niște... plăci care aveau ei făcut. Acum au să mai plată numai asigurare pentru a angaja sau alte înăzrămânirile lor. Li s-au luat acest lucru, dar ei trebuie să mărească. Nu se schimbă absolut cu nimic. S-a mărit, nu s-a schimbat. S-a schimbat. Nu, cu toți vorbeam că să vă scadă salariul. Nu se scadă. Dacă aplici legea corect, ordonanța asta de urgență, da, după toate calculele care le-am văzut eu la televizor și au fost în toate părțile, numai un răuvoitor nu poate să aplice acest lucru. Deci se poate. Nu? Iar la noi, la primărie, așa cum spunea domnul primar. E bine. E bine. Și la vară caldă. Sigur va fi cald, e vară. Da. Aviz favorabil. Da, mulțumim, președinte, pentru expunere. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, împotriva, abțineri. Fiind aprobat, trecem la diverse. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, domnul Mateș, aveți cuvântul. Al doilea cuvânt. Domnul președinte, stimați colegi, iată-ne la ultima ședință din acest an. Ședințe prin care considerăm și spunem că toate lucrurile în acest an au mers bine. De ce spun problemele astea? Toate proiectele de hotărâri prin care le-am avut, deci toate au fost adoptate. Asta înseamnă că este bine, suntem o echipă prin care ne înțelegem, diferind de culoarea politică, deci toți suntem pentru oameni. Dacă m-aș referi puțin la sectoarele de activitate, mă declar foarte mulțumit pentru ajutorul domnului primar, ajutorul domnului viceprimar din sectorul de activitate și consider că nu numai în sectorul meu de activitate, consider în toate sectoarele că domnul primar a fost prezent. Pentru că ne aflăm la sfârșit de an, vă doresc
un an nou fericit, cu multă fericire la toți colegii, inclusiv domnul primar, doamna secretară, domnului viceprimar. Vă mulțumesc pentru ascultare. Mulțumesc. Da, pentru vedere să avem sărbătorile Sfintei Sfântului Crăciun. Colectivul Școlii Bucium organizează un mini-spectacol la Căminul Cultural cu ajutorul domnului primar. Joi la ora 10, dacă aveți timp liber și puteți da, e bine să veniți. Da. Joi acum, nu? Invitația este valabilă pentru toată lumea. La ciur. Da, joi 10. La ora 10. Nu ține mult, maxim o oră, să marcăm momentul și să transmitem felicitările și sărbători fericite și tot binele din lume și să ne întâlnim pe 31 la Covrigei. La Covrigei. Dacă da. Nu sunt înscris, aduși și vă aș vrea o încheiere. Ori tu, ori eu. Încheiere, eu, ca președinte, astăzi aș vrea să vă spun și eu totuși așa. Hai, câteva zi. Cuvinte pentru încheiere, da? Eu sunt mai nou ca în ultimul mandat acum de consilier. Mulțumesc colegilor din Consiliul Local al Comunii Bucium pentru colaborarea între Consiliul Local și Primărie. S-au decurs foarte în parametri normali. Și celor din opoziție, consilier, din opoziție, le mulțumim frumos pentru sprijinul acordat, că a fost deci o opoziție constructivă pentru a realiza multe proiecte care s-au dezbătut aici. Și în încheiere, eu vă urez multă sănătate, călăros la funcție și putere de muncă. Și dacă mai sunteți scrieți la cuvânt, dacă nu declar ședința închisă. Domnul primar, aveți cuvânt. Doamnelor consilier și domnul consilier. După cum știți, 2017 l-am încheiat cu rezultate bune. Cu această ocazie vă mulțumesc tuturor pentru aportul adus în ședințele locale în această comună, fiindcă se apropie sărbătorile de iarnă și anul nou. Vă doresc sărbători fericite, multă sănătate tuturor bucimenilor, familiilor dumneavoastră, la mulți ani. Acestea fiind spuse, declar ședința de astăzi încheiată. Vă mulțumim. O zi plăcută.